La Biblioteca Municipală George Radu Meridon s-a desfășurat marți 28 februarie, cea de-a 10-a ediție a unui proiect cultural de anvergură națională intitulat Mărțișorul Românesc. Inițiatoarea proiectului, profesor dr. Carp Monica, a subliniat faptul că timp de 10 ani consecutivi Romanul a fost locul de întâlnire al mărțișoarelor confecționate de copiii României, de la cei de grădiniță la cei din liceele de artă, școli speciale, cluburi și palate ale copiilor. Proiectul s-a dezvoltat de la o etapă la alta, mesajele emoționante ale copiilor transformându-se în teme pentru lucrările plastice acestora despre bogata tradiție a mărțișorului la români. Copiii, spun organizatorii, au fost extrem de inventivi, folosind o paletă largă de culori și tehnici de lucru. Lucrările plastice realizate au fost adunate în volume, care în fiecare an au fost donate Bibliotecii Municipale George Radu Meridon și Muzeului de Artă din Roman. La cea de-a 10-a ediție, pe lângă premiile acordate copiilor, au fost înmânate și diplome de excelență dascălilor care au colaborat la materializarea acestui proiect cultural de excepție. Da, este vorba despre concursul național Mărțișorul Românesc, aflat anul acesta la a 10-a ediție. Timp de 10 ani, Romanul a fost locul de întâlnire al mărțișoarelor. Mărțișoare făcute de copii de toate vârstele, de la 4 la 18 ani, din toate instituțiile de învățământ din țară, de la grădiniță până la licee de artă, școli gimnaziale, cluburi și palate ale copiilor și nu în ultimul rând și de la școli speciale. Am primit mărțișoare frumoase realizate chiar și de acești copii. Timp de 10 ani, Mărțișorul Românesc s-a derulat sub diferite forme. În prima ediție am solicitat mărțișoare, am primit și felicitări cu mesaje foarte frumoase, mesaje care pe parcursul timpului au devenit o tematică pentru lucrările ce le-am propus copiilor, pentru lucrările plastice în care trebuia să redea un anumit text. Mărțișorul Românesc a reunit stiluri și tehnici diferite, a reunit suporturi diferite, a reunit tradiția românească din toate zonele țării, în sensul că la a treia ediție am solicitat copiilor mărțișoare făcute din materiale din țesătură populară. În ediția a doua am solicitat doar mărțișoare făcute din hârtie. Apoi, pe parcursul timpului, am început să solicit redarea tradiției mărțișorului printr-o lucrare plastică. Și copiii au fost inventivi și au folosit o paletă largă de culori în care nu a lipsit soarele dătător de viață, în care nu au lipsit florile, simbolurile primăverii, ghioceii și viorelele, nu au lipsit păsările călătoare care ne bucură primăvara prin alaiul lor. Nu au lipsit florile și copacii înfloriți. Toate aceste lucrări le-am conservat în volume de carte pe care le-am donat Bibliotecii George Radu Meridon. De-a lungul celor 10 ediții, lucrările copiilor au fost jurizate de cadre didactice din școlile municipiului Roman, care declară că au avut posibilitatea ca, dintr-un asemenea proiect, să-și însușească și să se perfecționeze în tehnici picturale, dar și să cunoască tradițiile și obiceiurile legate de mărțișor în toate zonele etnografice ale României. Această tradiție a mărțișorului este, cum să vă spun, nu trebuie să se piardă și acest proiect practic a revigorat-o la nivel de unități școlare. Colaborarea cu Clubul Copiilor a fost benefică pentru că noi am avut de învățat foarte multe lucruri. O grămadă de taine le-am descoperit prin colaborarea cu doamna Carp în ce privește artele plastice. De-a lungul celor 10 ani de jurizare am avut tare multe lucruri de învățat și noi de la copiii, prin lucrările lor, deoarece ei au transmis simțămintele lor profunde în legătură cu această tradiție. Și de asemenea am putut să
ne dăm seama de obiceiurile în diferite zone ale țării, referitoare la această tradiție. De exemplu, că în zona de munte se lucrează mai mult cu lână, în alte zone cu alte tipuri de fire, la oraș mai mult cu mătase, în împletire. Firul acela roșu cu alb este clar că este dintr-o nu mătase naturală, bineînțeles. Așa, firul acela sintetic de mătase artificială. Așa, și asta vă spuneam că a fost benefică și pentru noi cadrele didactice, nu numai cele care am făcut parte din juriu, ci și colegele mele care am fost antrenate în asemenea activitate. Directorul Clubului Copiilor din Roman, profesorul Ilie Boloca, vorbește despre importanța deosebită a unui asemenea proiect cultural care evidențiază creativitatea copiilor și modul în care aceștia sunt îndrumați spre frumos și conservarea tradițiilor românești. Lucrările realizate de micii artiști plastici primite din toate colțurile țării sunt dedicate de organizatori părinților lor, dar în egală măsură tuturor romașcanilor invitați în aceste zile la Biblioteca Municipală George Radu Melidon să viziteze expoziția. Proiectul se regăsește înscris în calendarul acțiunilor extracurriculare ale Ministerului Educației.